Cei din Banat zic tot Banatul-i fruncea, eu să zic în PSD, fetele, doamnele, domnișoarele sunt fruntea. Da, nu, am făcut o mică... Pentru că am fost luată prin surprindere, dar nu îmi displace să mă adresez dumneavoastră, distinși colegi, cu care am muncit mulți, foarte mulți ani împreună, cu foarte mulți dintre dumneavoastră. Împreună am ieșit în stradă, împreună am convins cetățenii municipiului și nu numai. Împreună am luptat pentru proiectele pe care le-am adus în atenția opiniei publice. Îmi notasem ceva în eventualitate dacă voi lua cuvântul. Aș vrea să spun că îi cunosc deopotrivă pe cei trei candidați. Doi colegi foarte buni. Doi oameni dedicați partidului. Îmi doresc din tot sufletul ca, și o spun cu toată convingerea și fără fariseism, ca noi cei care astăzi vom vota să fim cât se poate de buni colegi și în continuare buni militanți pentru ceea ce urmează să se întâmple în viitorul foarte apropiat. Proiectele Botoșanului încă stau pe loc. Avem Cosmin Andrei, domnul viceprimar, ne-a prezentat câteva lucruri cu care botoșenii nu sunt de acord și sunt într-o veșnică așteptare. Aș mai completa pe lângă proiectele pe care domnia sa le-a adus în discuție și câteva lucruri care trebuiau finalizate. Sala de atletism de la liceul sportiv, pentru care primăria locală și-a asumat proiectul de a asigura utilitățile, nici astăzi nu este dată în funcțiune, deși ea este terminată, e la cheie. Sunt încă două săl de sport la liceul pedagogic, la colegiul Mihai Eminescu și acestea vor avea nevoie de susținerea primăriei pentru susținerea proiectului de utilități. Și acestea sunt în așteptare. Aș vrea să vă mai spun că datorită acestei echipe deosebite pe care dumneavoastră, prin militantismul și încrederea care ați acordat-o, a reușit să susțină la București proiecte care au adus foarte mulți bani județului nostru. Și nu în ultimul rând, datorită tot rezultatului foarte bun, am putut să fim o voce la București prin persoana colegii noastre distinsă, doamna senatorul Federovici, Doina, prin susținerea tinerilor profesioniști din organizația noastră, care fac față cu succes provocărilor de la diverse ministere. De ce să nu fim mai vocali? De ce să nu fim mai la fel de performanți și să ne dorim primăria? Deci, munca noastră, a echipei care astăzi se formează, vicepreședinții de astăzi, trebuie să-și asume faptul că peste 2 ani pe umerii lor apasă o foarte imensă povară, aceea că primăria trebuie câștigată de Partidul Social Democrat. Trebuia să facem cu mult mai multe în municipiul Botoșani dacă primarul ar fi susținut și s-ar fi implicat în aceste proiecte. Acum ar fi trebuit să se facă administrație, nu politică. Din nefericire, nu s-a mers decât pe acest culoar politic și multe lucruri bat pasul pe loc. Să sperăm că prin dumneavoastră, prin forța pe care o veți mobiliza în momentul în care ne vom susține candidatul, vom reuși să câștigăm primăria. Sper că acum distinsul meu coleg parlamentar, domnul Costelu Pașcu, să-și fi pregătit speech-ul pentru a ne convinge să votăm ca vicepreședinte. Vă mulțumesc!